Valea Prahovei atrage anual aproape 1 milion de vizitatori, dintre care o mare parte vin doar să se bucure de frumusețile din Bucegi. Fie că este vorba despre Sfinx, Babele sau trasele montane, toți cei care ajung în Parcul Natural Bucegi contribuie puțin câte puțin la deteriorarea frumuseților naturii. Pentru un turism civilizat în aria protejată, reprezentanții parcului au obținut finanțare europeană pe un proiect privind optimizarea managementului vizitatorilor prin completarea infrastructurii de vizitare în Parcul Natural Bucegi, SIT Natura 2000. Este un proiect de anvergură mai mare, de 4,2 milioane de euro, care se referă la completarea infrastructurii de vizitare a parcului. Piesa de rezistență a proiectului va fi un centru de vizitare în orașul amplasat în orașul Bușteni. De-abia a început din 20 octombrie și se va încheia în luna septembrie 2014, după 36 de luni. În cadrul proiectului, 7 trasee turistice vor fi amenajate și prevăzute cu panouri informative, locuri de odihnă și podețe, iar zonele cu specii protejate vor fi monitorizate pentru conservarea biodiversității.